Unul dintre cele mai discutate proiecte de pe ordinea de zi a ședinței de Consiliul Local de astăzi a fost punctul 7. Este vorba de proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de calitate a aerului în municipiul Iași. În timp ce unii dintre consilieri s-au plâns că documentația din spatele proiectului nu este fundamentată în detaliu, viceprimarul Radu Botez a ținut să precizeze că planul de calitate a aerului este realizat de profesioniști. Acest plan a fost făcut, deci în primul rând vreau să le spun colegilor că acest plan a fost făcut de o firmă autorizată în acest domeniu. Chiar dacă ne pricepem cu toții la politică, fotbal, urbanism, buget și așa mai departe, nu putem interveni în astfel de documentații făcute de către firme abilitate pentru a le face. Tot viceprimarul a dat asigurări că nu există motive de îngrijorare majoră în ceea ce privește noxele auto, iar documentația în cauză reprezintă punctul de plecare în rezolvarea problemelor cu care se confruntă Iașul în ceea ce privește poluarea. Nu există o poluare, cel puțin la ora actuală, considerată a fi gravă în ceea ce privește partea aceasta de emisii auto. Iașul nu mai este pe lista orașelor poluate, pentru că, sigur, conform regulamentelor europene, ar fi trebuit să avem, dacă nu mă înșel, 35 de depășiri consecutive. Singurul oraș care a rămas... În cele din urmă, proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de calitate a aerului în municipiul Iași pentru indicatorul PM10, perioada 2018-2020, a fost aprobat chiar dacă a avut și 7 voturi împotrivă și o abținere.